Bun găsit! Așa este de dimineață, coada de tiruri la ieșirea din țară prin Vama Nădlac 2 măsura câțiva kilometri. Unul dintre șoferii români care stătea în această coadă a auzit niște zgomote ciudate și a sunat la 112. Echipajele trimise la fața locului au descoperit, după ce au descins în automarfar, cei 55 de cetățeni străini care erau înăuntru. Tirul frigorific era înmatriculat în Cehia, iar în acte se stipula că ducea anvelope către Austria. Oamenii au fost evaluați de echipajele medicale, însă niciunul nu era în stare gravă și nu a necesitat să fie transportat la spital. De adevărat, nu se știe ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi stat mult mai mult acolo. Se pare că cei 55 de migranți au intrat legal în România și au drept de ședere. Doreau să ajungă în vestul Europei, așa că au apelat la o călăuză. De altfel, așa se întâmplă în majoritatea cazurilor în care migranții sunt prinși în vămile din vestul țării, au drept de ședere în țara noastră. Șoferul este un cetățean uzbek care este acum cercetat de poliție și polițiștii urmează să afle dacă bărbatul știa de prezența celor 55 de oameni în automarfar. Persoanele au fost duse la sediul poliției de frontieră pentru audieri.